Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de luni, 25 martie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 25 martie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să îi se împlinească toate visele. Să fie într-un ceas bun, dragii mei. Haideți să vedem ceșcuța noastră de azi. Iată, așa arată ea. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată, spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive, dragii mei. Iată, în primul rând, cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei primi și azi, o veste care te va găsi într-un moment favorabil al vieții tale, da? Dar care te va face să verși câteva lacrimi de bucurie. Vor fi doar lacrimi de bucurie, nu ai de ce să-ți fie teamă. Da? Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba cu această ceșcuță. Sunteți cu mâinile pline de noroc și ajungeți în casa voastră unde vă așteaptă fericirea și bucuria pe care le veți aduce și voi în casă. Văd și o persoană care era plecată de voi și care se întoarce. Primiți această persoană cu mâinile deschise, dragii mei. Mai apare aici o bufniță, arată că viitorul tău va fi așa precum îl aștepți. Dacă ai așteptat ca o persoană să revină în viața ta sau să cunoști o persoană nouă, să știi că se va întâmpla acest lucru. Vei avea foarte mult noroc în dragoste și în viață, dragul meu sau draga mea. În 3 zile sau 3 săptămâni sau 3 luni, persoanele singure, văduve care nu aveți iubit, iubită, vă cunoașteți și voi ursitul, ursita, o să stați la o masă cu acesta sau cu aceasta și o să aveți o convorbire foarte frumoasă. Pentru unii dintre voi, văd chiar că această persoană vă va cere în căsătorie cât de curând. Persoanele din zodia Leu, dragii mei, cafeaua vă zice să fiți mai calmi, pentru că văd că sunteți foarte stresați în ultima vreme și din această cauză îi cam răniți pe cei din jur. Cu comportamentul vostru, cu vorbele pe care le aruncați, atenție, pentru că veți putea pierde oameni importanți din viața dumneavoastră. Da? Mare atenție cum vorbiți, cu cine vorbiți și așa mai departe. Dragul meu sau draga mea, văd că te întâlnești cu ursitul tău sau cu ursita ta sau vorbești cu această persoană de ceva timp și ești curios sau curioasă ce gândește, ce simte față de tine, pentru că încă nu și-a deschis sufletul în fața ta. Dar stai liniștit, stai liniștită că acest lucru se va întâmpla și pentru tine într-un moment când te vei aștepta mai puțin la asta. Veți ieși la întâlnire și pur și simplu te vei trezi că această persoană își va dezvălui sufletul ție, îți va spune cât de mult te iubește și mai ales că are gânduri cât se poate de serioase în ceea ce te privește. Vei fi foarte fericită, draga mea, la auzul acestor vești și vei considera din acel moment că merită să-ți investești fiecare moment și fiecare sentiment în această relație. Da, este absolut tot ceea ce îți doreai să știi în legătură cu acest om, da? Toate aceste lucruri le vei afla foarte curând. Să știți că vor curge greutățile din casa voastră, văd aici o inimă. Fiți atenți la sănătatea voastră, dragilor, poate voi sau poate soțul
Nu vă enervați, nu plângeți pentru că o să aveți palpitații și dureri la inimă. Da? Nu vă consumați prea mult în această perioadă pentru că orice ar fi acel lucru care vă dă bătăi de cap, să știți că își va găsi rezolvarea. Vin bani spre voi, sunteți fericiți, poate vreți să vă faceți o casă sau să vă deschideți o afacere, poate veți câștiga și la loto, dar văd o sumă mare de bani ce vine în buzunarul vostru. O să vă dați și datoriile și reușiți să faceți și un drum de relaxare undeva să vă odihniți puțin. Pentru cei cu inițialele V, C, N și S, vine o bucurie mare. O să vă mirați de minunile care vin în viața voastră. Se întâmplă multe schimbări minunate pentru voi, dragii mei. În casa voastră intră un nufăr, veselie și noroc intră în casa ta. Este posibil să primești și un cadou, o geantă sau un portmoneu. Va fi cu noroc acest cadou pe care îl vei primi. Cei cu litera C, dragii mei, primiți o veste, o să dansați de bucurie și mai văd aici o săgeată și un drum, o să se schimbe drumurile tale, se vor orienta spre fericire, spre pace, spre împlinire, fie în muncă, fie în dragoste, oriunde vei pleca, unde vei dori, tot ceea ce vei dori să faci va fi bine, dragul meu sau draga mea. Multe zigzaguri văd aici, ați avut în domeniul financiar, dar de acum înainte vă veți ridica, veți fi mai norocoși, mai norocoase, așa cum culegeți florile din grădină, așa ați început să puneți bani deoparte. O pereche de cercei, poate primiți cadou această pereche de cercei sau cei care purtați cercei de aur, fiți atenți sau atente unde îi puneți pe aceștia când îi scoateți din ureche, da? Să nu-i pierdeți. Mai văd aici cifra 8. Pe această dată sau în 8 zile, 8 săptămâni, veți primi un cadou, dragii mei, dragele mele. Și în casa voastră văd că au început să se vindece certurile. Nu s-au terminat toate, dar curând se vor termina. Certurile, să știți că le aveți din cauza ochilor răi asupra dumneavoastră, plin de invidie. Multe drumuri se deschid în fața voastră, fie la un loc de muncă, fie să rezolvați diverse treburi cu casa sau cu copiii. Toate aceste lucruri se vor rezolva. Aveți un înger foarte mare, dragii mei, care veghează asupra voastră tot timpul, vă îndrumă spre calea cea bună, este alături de voi acest înger. În momentele grele puteți să vă amintiți de acest lucru și să chemați acest înger în ajutor, să vedeți că îl veți simți aproape. Dragii mei, văd că v-ați enervat pe cineva de curând pentru niște bani, nu v-a înapoiat datoria sau poate trebuia să primiți o sumă din salariu și a întârziat. Văd aici o cloșcă așezată, sunt bani în așteptare, aveți mare nevoie de acești bani, dar stați liniștiți, dragii mei, pentru că vor apărea acești bani la momentul oportun, adică atunci când tu îți vei lua gândul de la ei. Mai văd aici o sarcină, dragii mei, pentru aceia dintre voi care vă doriți un copil, văd că o veți rămâne însărcinate sau veți auzi de o sarcină în jurul vostru, o să vă bucure foarte mult pentru că ați așteptat foarte mult. Vor pleca norii din viața voastră, acest copil să știți că va fi foarte norocos. Mai văd aici două steluțe, le țineți în mână, norocul vostru se deschide în fața voastră, o să vă meargă foarte bine în luna aceasta, la sfârșitul acestei luni și în luna următoare, norocul vostru va lumina calea voastră, fie financiar, fie în dragoste, fie în muncă. Aveți foarte multe drumuri, dragii mei, dragele mele, văd că vă duceți, veniți pentru judecată, pentru niște acte, pentru a pleca undeva, o să cheltuiți mai mulți bani pentru aceste acte, dar le veți face până la urmă și veți sta fără grijă într-un final. Văd că au plecat toți norii din calea voastră și se deschid în fața voastră patru uși în muncă, bani, casă, dragoste și la locul de muncă o să ai un mare noroc, da? O să-ți meargă foarte bine, astfel încât și dușmanii se vor îndepărta de tine. Parcă va începe să le fie frică de voi, da? Pentru că vor vedea cât de bine vă descurcați, vor vedea că nu pot să facă nimic împotriva voastră și de aceea vor înceta, da? Pe
Pentru cei cu inițialele C, E, I și F, o să aveți lacrimi de tristețe, dragii mei, primiți o veste rea în legătură cu anumiți prieteni, cu cineva din afara casei voastre, poate aflați că cineva a murit, vă va părea foarte rău de acea persoană pentru că știați că respectiva persoană era un om foarte bun. Dar viața merge înainte, dragii mei, dragile mele, unii se duc, alții rămânem, trebuie să privim viața așa cum este și să înțelegem aceste lucruri. În trecut ați avut multe certuri și greutăți în casa voastră, dar începe o perioadă nouă în care apele se limpezesc, o să vă înțelegeți mai bine cu soțul, cu soția, cu copiii voștri, totul va fi din ce în ce mai limpede. Mai văd aici cifra 4, în 4 zile sau 4 săptămâni, cei ce nu aveți pereche, să știți că o să vă găsiți persoana potrivită, pentru că a trecut ceva timp de la ultima relație și vă doriți și voi pe cineva alături, dar mare atenție la persoana pe care o veți cunoaște, să nu fie cineva care să vă înșele așteptările. Da, haideți să vedem și dorința voastră. Dorința voastră este pe cale să se împlinească foarte curând și în casa voastră văd că intră banii, fericirea, norocul, pacea, da, și mai văd aici o inimă, dragii mei, de departe, așa, este ca și când inima voastră ar fi rămas la o anumită persoană, da? Dacă este o persoană acolo la care voi vă gândiți în aceste momente, să știți că este foarte posibil să vă întâlniți în perioada următoare. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!